să organizezi. Decizia a fost spontană, eram într-o seară pe rețelele de socializare și am zis, ok, dacă nu vrea nimeni să facă ceva pentru că e revoltător și așa se întâmplă în țară, haide să pornesc eu această mișcare și să o duc până la capăt. Și odată ce am pornit pe acest drum, n-am mai putut să dau înapoi. Bun, care e esența mesajului tău? Esența mesajului este în felul următor. Toți românii, din punctul meu de vedere, sunt într-un fel obligați să voteze pentru că își aleg viitorul în acest fel și vrem să arătăm că ce se întâmplă în exteriorul țării nu este corect și susținem pe cei din diaspora.